acum că vin sărbătorile, nu știu, ai un plan anume, petreci timp în bucătărie? Mai în bucătărie nu prea, că nu mă pricep, dar dau niște comenzi excepționale de cozonaci, de salată, de băf și așa mai departe. La noi în familie este foarte simplu. În ziua de Crăciun stăm acasă cu toții și în ajun și în ziua de Crăciun. În ajunul Crăciunului vine Moș Crăciun, mai ales pentru fiica mea asta mică, are 4 ani și jumătate. Sper că acum, anul trecut a fost mai bine cu moșul, acum 2 ani s-a și speriat când l-a văzut. Anul ăsta sper să reacționeze ok. Iar de Revelion anul ăsta am ales să stau în țară, nu mai plec. Până acum am tot plecat în ultimii ani, dar acum am ales să stăm aici. Ai fost moșul pentru... Am fost, da. Am fost în primul an, am crezut că avea 6 luni să nu se sperie și da, s-a speriat. Următorul an tot eu am fost, am zis că e mai bine, a fost și mai rău, după care chiar am chemat un Moș Crăciun, i-am zis vino tu, că poate eu nu am talentul ăsta. Și ce să vezi, nu s-a mai speriat anul trecut. Și acum vei proceda la fel? Acum da, o să vină un moș și nu mă mai îmbrac eu, că acum e destul de mare și dacă lipsește tati se prinde. Să-ți mulțumesc frumos și sărbători fericite! Doamne ajută să-i ducă frumos!